Bună ziua! Bine v-am găsit! Astăzi este o sărbătoare mare în care împliniți o vârstă frumoasă, așa? Da. De 60 de ani, mulți ani înainte. Mulțumim. Noi, Compania Flori Surprize, am venit să vă bucurăm această zi. Și în special vreau să vă mân acest buchet de flori, sunt pentru dumneavoastră. Așa? Aici aveți o tortă dulce și gustoasă cu chipurile dumneavoastră. Așa? Voi sunteți? Noi suntem, nu? Așa, poftim, vă rog frumos. Aici mai aveți un coș cu fructe și șampanie și o cutie de ciocolate, tot sunt pentru dumneavoastră. Așa. Dar vreau să vă întreb, vă dați seama de unde vine această surpriză frumoasă? Da, desigur, de la copii. Care sunt departe, străinătate. Da. Și n-au avut posibilitatea să fie în aceste momente și să știți că le pare foarte rău că n-a putut să fie, dar mă rog, pentru asta existăm noi, ca să nu simțiți lipsa. Și eu mai transmite și câteva cuvinte care mă rugă să le rece. Dragă mamă, brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Inima ta ne-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi blânzi au devenit aspri când a trebuit să ne învățăm lecții de viață. Puterea și dragostea ta ne-a îndrumat și ne-a dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. În această zi specială pentru tine, noi nu avem cuvinte mari prin care să exprimăm ceea ce simțim, însă știm că nimic nu-ți face inima să tresară la fel cum o fac două cuvinte rostite de noi, te iubim. Scumpă noastră, sănătate să ai din plin, fericire pe deplin, pentru că ești prea măiastră, te iubim, măcuța noastră. La mulți ani cu aniversarea de 60 de ani, cu mult drag din partea copiilor, ginerii, Nora și cei mai dulci nepoți din lume. Mulțumim. Fii fericită. Mulțumim mult. Da, să dacă puteți să-i transmiteți și dumneavoastră un mic mesaj, un semn de mulțumire. Mulțumim, dragii noștri. Vă doresc și eu multă, multă sănătate, bucurii, fericire în familie, bucurii de la copii. La nepoți le doresc de asemenea sănătate multă, multă, o copilărie fericită, succes la învățătură și vă doresc tot binele din lume. Dumnezeu să vă aibă în pază, dragul nostru. Și încă o dată vă mulțumesc mult, mult, mult din suflet. Și vă așteptăm acasă, ca de obicei, vară. Așa, cine o urez, dumneavoastră, fericite, da? Domnul Iertina, din partea mea, sunt fericit cu ziua din astea. Îi doresc multă, multă sănătate, fericire, iubire, dragoste, mulțumesc mult, mulțumesc mult și să fie sănătoasă.